suferi. Bine v-am regăsit la un nou episod. Așa cum voi vă doreați de foarte mult timp, după ce am filmat materialul cu Shelby Cobra, doreați un American Muscle Car, da? Un american pur sânge, și cu ajutorul proprietarului am reușit să aducem această mașină care, după părerea mea, este unică în România, și anume un Ford Mustang, un Shelby Ford Mustang, cu acel body kit de binecunoscuta Eleanor. Dacă țineți minte filmul din Gunny 60 Seconds cu Nicolas Cage, acea mașină pe care el tot reușea să o fure și niciodată nu... care încerca să o fure, pardon, și niciodată nu reușea. Mașina a fost importată din America, bineînțeles, pentru că doar acolo găsim așa ceva. Și cu ajutorul proprietarului, cum am spus, a reușit să ducem în fața dumneavoastră. Mașina la bază este un Ford Mustang cu motor V8 de 5 litri, care dezvoltă undeva la 300 și puțin de cai putere. Dar nu asta este important, ci la mașini americane, după cum știți, cuplul este impresionant. Practic, mașinile americane, de aceea se spune că ele sunt dintre cele mai fiabile mașini din lume, pentru că pun motoare foarte mari, cu puțin cai, ca ele să fie cât mai rezistente pe de-a lungul vieții lor. Mașina, credeți-mă, este fenomenală la modul cum se aude. Am crezut că nicio mașină nu se aude mai tare ca Shelby Cobra, dar asta se aude mult, mult mai tare ca aceea. Are cutia automată cu 4 trepte. Da, știu, o să spuneți că sunt prea puține, dar așa era pe vremuri. Există chiar, din câte am înțeles, și cu 3 trepte de viteză. Mașina este din anul 1968, practic. Mașina a început să se construiască din 64, dacă mi-aduc bine aminte, prima generație, până în 73. Mașina este undeva aproape de finalul generației. Cum spuneam, cutia în 4 trepte. Dar, după părerea mea, nu ai nevoie de mai mult, pentru că mașina asta acum este o mașină de ocazie. Este o mașină pe care se duce la concursuri, la retroparade. Poate fi, bănuiesc, atestată retromobil, dacă deja nu este. Și bineînțeles, cu acest kit de Eleanor, mașina îi dă o valoare mult, mult mai mare pe piață. Fiind și singura din România, cum am spus, ceva senzațional. Acum câțiva ani, mi-aduc bine aminte, eram eu foarte mic, mai exista ceva asemănător în România, chiar un fastback, stil Eleanor, dar a fost vândut, din păcate, în afara țării. Sperăm ca asta să rămână cât mai mult timp posibil în România, pentru că este plin internetul de poze cu mașina asta. Așa am ajuns și noi la proprietar, care a fost foarte de treabă și a reușit să ne împrumute mașinuța. Gândiți-vă că mașina, în proporție de, să spunem, 60%, este încă originală, inclusiv ce vedeți pe aici, dashboard-ul, cum spun americanii, da? Semnătura acolo, bineînțeles, nu este cea originală, dar îți dă ideea cam cum ar trebui să fie semnătorul caroșerii, pentru că știți, pe fiecare mașină pe care o construia, el semna acolo dreapta, inclusiv acel Shelby Cobra avea o semnătură asemănătoare. Bineînțeles, oglinzile, care sunt tipice pentru Eleanor, să spunem așa, inclusiv în film aveam aceleași oglinzi. Și în ultimul rând, ce este cel mai important după părerea mea, această capotă imensă. Deci, n-ai, practic îți ia un sfert din vederea. Tu când te uiți în față, vezi întâi capota și apoi drumul. Da, e senzațional, uite, cam așa vede șoferul de aici. Senzație mașina, credeți eu pe cuvânt. Un lucru real și interesant la cei care doresc să-și cumpere un Ford Mustang de genul acesta este că, chiar dacă nu are kit-ul de Eleanor, să spunem, și mulți o să spună că este o mașină cu motor mare, automat consumă mult și impozitul este mare, dar atât timp cât dumneavoastră o veți atesta retromobil, impozitul este zero. Ce îmi place iarăși la mașină sunt semnalizatoarele. Este o manetă la prima vedere puțin ciudată, dar așa era pe vremuri, așa o făceau americanii pe vremuri. E wow! Inclusiv poliția română ne filmează și ne salută. Deci n-ai cum să nu iubești mașina asta. Este imposibil. Gândiți-vă că noi pe canal postăm... Mai bine? Noi pe canal postăm numai bijuterii de mașini. Dacă mașina asta nu era o bijuterie, nu avea ce căuta acum aici și noi aici să o filmăm. Un lucru iarăși foarte interesant și cred că unic este că ștergătoarele și faza lungă, din ce am înțeles, sunt aici la pedală, la picior. Știți unde am
mai întâlnit eu ștergătoare la petală, dacă mi-aduc bine aminte, cred că la Dacia 1300, primele modele din 70, ele aveau pompa de ștergători de parbriz la pedală. Dar gândiți-vă că americanii făceau asta până în 64. Gândiți-vă că în 64 ei aveau aer condiționat, aveau piele, aveau cutii automate, da? Unele mașini aveau chiar de cum ne fac oamenii, stem, să depășim ca să poată să vadă mașina. Deci toată lumea vrea să vadă mașina asta. E într-adevăr o senzație și o plăcere să te uiți la ea. Mai rar au fost produse în serie limitată. Piese se găsesc din abundență. Trebuie doar să știi unde să cauți. Unele chiar la prețuri destul de accesibile, spre deosebire de mărcile europene, să spunem, la clasice, care dacă lipsește un șurub sau o garnitură, unul cu o cauză nebune și doi la mână costă enorm de mult. Asta este încă un avantaj la mașinile americane și vă sfătuiesc să vă luați o mașină americană clasică, mai ales pentru cei care sunt la început, pentru că este ușor cu mentenanța lor. Nu-ți vine să te oprești a merge cu mașina asta, chiar este senzațional, cel puțin m-a zis sunetul. Concluzia, mașina este... N-avea cum să fie altfel, altfel nu apărea la noi pe canal, din start, pentru că avem cele mai tare mașini din România, unice, cele mai scumpe și cele mai rare mașini. Într-adevăr, te lasă cu gura căscată, din momentul în care o vezi pentru prima dată, în momentul în care o auzi pentru prima dată la ieșirea, ultimul rând când mergi cu ea, e... ridică așa toate simțurile, simți mirosul ăla de benzină afară, sunetul, ordinea de aprindere când îți dă pe laterale. Cu așa asta practic te face să te simți șofer, nu ai niciun sistem de asistență, absolut nimic. Ce să zic, este o mașină într-adevăr excepțională. Alături de Shelby Cobra, probabil că sunt una dintre mașinile mele preferate pe care le-am condus. Materialul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canal.